ateism, de comunism, care și-au bătut joc din credincioșii noștri și închisorile au fost pline. Tentațiile v-au ocolit acum zile acestea, plânsuri celor din închisorile române, lacrimile lor. Vă dați seama, iubiți credincioși, în vremurile acelea când atâți au plâns bătuți, chinuiți, iată-o și pe această sfântă femeie în satul bicești. Nu în zădar. Este această biserică, această mănăstire, o putem spune. Pentru că Dumnezeu i-a văzut lacrimile ei și pentru că rugăciunile ei au ajuns la cerul. Stăteam la liturghie și mă mustra conștiința. Pentru că așa se rugau ei și ne spuneau să nu suferi pe nimeni. Să nu vorbești pe nimeni de rău. Și unde se vorbește de rău pe cineva sau se judecă, voi să nu luați parte, să nu stați acolo că și tu iei parte la acel păcat. Ce frumos asta spunea. Dacă ai ceva împotriva cuiva, nu poți sluji Sfânta Liturghie dacă ești preot. Nu trebuie să ai nimic în suflet asupra nimănui. Chiar cel mai mare rău să ți-l facă. Tu trebuie să ierți și să iubești. Pentru că spune că așa și Tatăl vostru cel din ceruri o să vă ierte vouă. Vă fericim cu Sfânta Sărbătoare și cu toate sărbătorile frumoase dumnezeiești, ortodoxe, creștine, pe care Dumnezeu ne ajută, iubiți credincioși, ca să le trăim în Harul Ceresc, între această bucurie. Și o rog pe Maica Serafima, scumpa noastră, suflet de neuitat, ca un înger în trup. Acești oameni sunt unici pe pământ. Precum dacă au adus aminte de un Iosif bătrân, dar drept în credință și cu frică de Dumnezeu, cu bun simț, care a rămas singur, 7 copii care a trebuit să-i crească, și Dumnezeu l-a pus lângă Maica Domnului, ca un logodnic, ca un înger pământesc, păzitor, să o păzească, că era tânără, și să aibă grijă, pentru că cerul pregătea o minune, să se nască Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, ca să fie să ne ierte pe noi, iubiți credincioși, de tot ce am greșit și tot răul care am făcut. De aceea eu sunt alături de voi și mă bucur să sunteți întâi aici. Atât de greu pot să vorbesc ceva, pentru că viața Maicii Serafima vorbește mult mai mult decât putem spune noi despre Dumnezeu. Așa l-a iubit. Ce a făcut ea, Dumnezeu știe. Cum umbla ea, Dumnezeu știe, v-am spus de multe ori, eu nu trăiesc și mi-aduc aminte de orul care nu mi se deschidea ochii sufletului. Ca să înțelegem, vedeți că Domnul Iisus odată mergea cu doi ucenici spre Emaus, în drum. Și povestea toți cum s-a întâmplat ce. Și spunea, voi n-ați auzit ce străin în părțile acestea și s-a întâmplat zilele acestea, uite Iisus, acela care spunea că Iisus, că e Dumnezeu. Și spune, cum nu ardea inima noi, sufletul noi, cum nu ardea? Așa și noi. V-am spus odată, în 3 zile, Maica de rușine n-a mers nicăieri. O întreba Maica, poate merge și o leagă. Nu. A 3-a zi, a răbdat 3 zile, frate, împreună și în tren, și cât ne-am dus. Eram la Moscova. Și acolo autostrada, 4 rânduri de mașini într-o parte, 4 sau 5 rânduri de mașini în altă parte. Și deodată vedem cum Maica fuge dintre noi și trece drumul pe partea cealaltă. Acolo o viteză, cine știe, tinerii știu ce înseamnă autostradă. Acolo nu trece lume. Acolo mașinile ca săgețele trec și una după alta, sute de mașini. Și am zis, gata. Și gata, Maica trece înapoi și vine la noi. Eram toți, ne uitam și numai atunci ne-am dat seama, dar poate și mai târziu, că noi am văzut picioarele Maica pe deasupra mașinilor. Dar așa uite, ne ținea Dumnezeu legați, ca noi să nu înțelegem ce se întâmplă. Și atunci noi am tăcut din gura Maică, dar putea să întâmple ceva. Ea dădea capul jos, nu vorbea nimic. Însă picioarele erau în aer. Adeți-vă aminte cum venea de la biserică acasă. El nu pășea cum pășește toată lumea. Picioarele așa mergea, plin.
Parcă mergea pe sus, așa cum pe o violentă, cum ar fi duse. Eu mă bucur și laud pe oamenii lui Dumnezeu. Pentru viața lor. Pentru lacrimile lor. Pentru că au păstrat această credință frumoasă. Pentru tot ce au făcut pentru Dumnezeu și pentru cer. Asta este răsplata și pe pământ, vedeți? Pentru acest loc minunat. Unde fiecare om vrea să spună ceva despre Maica Serafima. Vrea să spună cât de mult se ruga, cât de bună era. Câte lucruri frumoase de făcea. Dar dacă te gândești ce făcut are rău femeia asta, nimeni nu poate spune nimic. Fraților, să vă ajute bunul Dumnezeu ca în ziua judecății, când vom pleca de lumea asta, să nu poată spune nimeni ceva rău despre noi. Învățați-vă să răbdați, să suferiți, să credeți și să vă rugați fervinte. Și să aveți nimic rău în sufletele voastre. Să fiți plini de bucurie. Că mă uitam, nu de mult a fost o familie la mine, dureri de cază, dar cum este astăzi în fiecare casă? Și au început, a spunea și unul și altul, și eu la măta nu intră în casă, nu știu ce întâmplă cu mine. Să-i stau blestema. Tata a spus, hai băieți, îmbracă-te, acasă, repede. S-a terminat. Înainte nu era asta, fraților. Știți, era înainte, dacă vrei și spuneai mamei că vrea să te spărțești, o virgică de la stadiu sau cu lișeriu, imediat, ai plecat.